Polițiștii din București sunt acuzați că au bătut crunt un tânăr de 30 de ani care a murit în urma loviturilor. Agenții au intervenit pentru că bărbatul făcea scandal mare noaptea pe străzi și era incoerent. Tatăl victimei spune că fiul său a fost pus la pământ și izbit până a intrat în comă. Poliția Capitalei susține însă că rănile grave și le-a provocat singur. Camerele de supraveghere din sectorul 5 al Capitalei au surprins ultimele cadre cu bărbatul în viață. În imaginile ajunse pe masa procurorilor, bărbatul merge haotic pe stradă, semidezbrăcat, în miez de noapte. O femeie a văzut scena și a anunțat pe polițiști. Din câte am înțeles, era îngrijorat că poate păți ceva. Fiul meu a tras atenția niște zgomote și după ce s-a uitat de mai multe ori pe toate geamurile, pe toate ferestrele locuinței sale, l-a văzut deplasându-se haotic. Agenții care au venit ar fi fost foarte violenți, spune familia. L-ar fi lovit de mai multe ori în cap și pe picioare. A fost dus la spital într-un final în comă de gradul 5. După 8 zile a decedat. Vin 5 milicieni violenți și ți-l omoară. Ei nu știu decât să dea. Fiul meu a avut rugămintea către ei și le-a cerut să nu mai dea în el. Au spus nu da. Pe de altă parte, polițiștii se apără și spun că în momentul în care au ajuns la fața locului, bărbatul era recalcitrant și avea deja răni. Afirmă că s-ar fi dat singur cu capul de asfalt. Întrucât bărbatul prezenta urme de autovătămare anterior ajungerii echipajelor de ordine publică la fața locului, polițiștii au solicitat un echipaj de prim ajutor, care a transportat bărbatul la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare. Declarațiile sunt contradictorii, nu ar fi putut să-și creeze singur asemenea leziuni. Se vede foarte clar că evită foarte mult și se explice modul în care l-au găsit, se explice starea lui în care se afla la momentul la care l-au încătușat. Deci sunt lucruri pe care ei le ezită. Moartea tânărului a declanșat o anchetă la nivelul parchetului sectorului 5, preluată mai apoi de procurorii parchetului Capitalei. Agenții care au intervenit la caz nu sunt în prezent acuzați de nimic. Dosarul penal fiind deschis in rem, au fost însă audiați în calitate de părți vătămate după ce ar fi fost răniți de tânăr. În timpul procedurii de imobilizare, unul dintre polițiști ar fi suferit vătămări corporale cauzate de către bărbatul în cauză, în vârstă de 30 de ani. Familia tânărului mort a angajat un medic legist care să se ocupe de necropsie. Autopsia pe care medicul legist angajat de familie o va face mâine va arăta dacă rănile de pe trupul bărbatului sunt sau nu recente, dar și ce obiecte le-ar fi putut provoca. De asemenea, rezultatele toxicologice vor arăta dacă bărbatul era drogat și cu ce substanțe. Din primele informații, acesta ar fi consumat cocaină, metamfetamină, dar și cannabis. Cu 2 luni în urmă, raportat la data evenimentului, nu a mai consumat deloc. Prietenii lui spun că îl știau drept consumator, dar că acesta încerca să-și stăpânească vici.